Bună, dragii mei berbeci! Sunt astăzi aici cu voi pentru a face etalarea pentru luna februarie. Toți cei cu soare, lună, ascendent, descendent sau aglomerație de planete în berbec sunt bineveniți la masa mea. Sau dacă tu cunoști un berbec sau ai de-a face cu cineva din berbec și ți-ai dori să afli mai multe informații despre acea persoană, hai aici să vedem ce se întâmplă. Facem un rezumat al lunii februarie pentru berbec. Vreau un mesaj din acest oracol și avem loialitate. Berbeci, loialitate. Ori tu ești foarte loială cuiva, ori cineva ți este ție loial, loială. Acum mă refer și la bărbați și la femei, nu contează. Vorbim despre încredere, vorbim despre fidelitate. Fidelitate pentru tine. Să vă și de aici o carte. Pentru berbeci, februarie. Cum este luna pentru tine? Prea vrea să vină nimic. Ups. 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 Ai și o pierdere aici, din câte văd. Da? Ai și o pierdere. Acum nu știu dacă este ceva legat de bani, poate fi legat de iubire în unele cazuri, pentru că aici vorbim și despre iubire, vorbim și despre bani, din câte se pare. Da, s-ar putea în unele cazuri, da, să fie ceva pierdere. O să vedem de ce. De ce mi-a arătat această pierdere? Vreau și de aici o carte pentru tine. Opa, ceva deja s-a întors. Universul. Universul o să te ghideze pe tine către persoana specială. Deci dacă tu în perioada asta, februarie, da, pierzi pe cineva sau cineva iese din viața ta, mesajul vine ceva de genul: nu fi supărată, nu fi supărat, lasă evenimentele să se petreacă așa cum se petrec, pentru că este pur și simplu ceva ce vine din partea Universului pentru a face loc cuiva mult mai special în viața ta. Bun. Hai să vedem mai departe pentru berbec. Pentru berbec. Și ce avem aici? A venit două cărți. Tu, regină de bâte, frumoasă. Dacă nu ești tu, atunci este cineva din preajma ta, cineva cu marcaje puternice pe leu. Dar eu cred că ești tu în majoritatea cazurilor. Văd că ești foarte puternică. Luna se... Ce am uitat, tu zic septembrie? Am mai zis și la vărsător septembrie. Poate că septembrie, nu știu, a însemnat ceva pentru tine. Februarie, Doamne, nu știu ce am. Regina de bâte și puterea. Cam asta mi-arată mie, că ești puternică și că în februarie vei fi cât se poate de îndrăzneață. Vei avea puterea să depășești aproape toate situațiile neplăcute, să zic, care ar putea apărea. Pentru cine o să apară, bineînțeles. Încrede-te în tine, pentru că ai tot ce trebuie. Ia uite, ai și regina de spade, a căzut și îndrăgostiții. Vei lua o decizie importantă, din câte văd. O decizie importantă o vei lua cu siguranță. Ok. Hai să văd iarăși în mintea ta. În mintea ta, în subconștientul tău, din trecut, în februarie, spre sfârșit, și o carte ca blocaj. Pentru unii dintre voi, da, văd aici că în trecut cineva te-a rănit destul de grav, pentru că ai un trei de spade, ai regina asta de monede, tu ai oferit foarte mult, o regină de monede înconjurată de trei de spade și cinci de cupe. Asta înseamnă drama aici, înseamnă și un rege de monede. Deci, pentru, nu știu pentru cine e mesajul, pentru care dintre voi, dar aici văd clar o suferință puternică. Dar lucrurile tind să se îndrepte, pentru că ai un doi de cupe și asul de monede. Asta înseamnă regăsirea stabilității, înseamnă armonie, dragoste între tine și o anumită persoană. Lucrurile se vindecă, chiar dacă ai trecut aici prin ceva tragic, să zic. Greu, foarte greu. Hai să vedem, februarie. Ce faci tu în februarie sau cum ești tu? Jonglezi încă, în mintea ta sunt așa chestiile împărțite.
Dă-l de monede, cam asta arată, o să mai clarificăm cartea asta, ca și blocaje, ce vine aici? O luptă pierdută. Da, asta e, știu că ești berbec, știu că, na, berbecilor de obicei le plac victoriile, nu luptele pierdute, dar aici se pare că, da, uite ce, exact ce, despre ce vorbeam. E o luptă pierdută aici pentru tine, dar nu este războiul pierdut, e doar o luptă. Asta e. În subconștientul tău, șasele de bâte, tu vrei victorie, tu vrei reușită, nu te dai bătut așa cu una, cu două, nu accepti așa ceva. Și ce mai văd aici? Că în trecutul apropiat ai început ceva nou. Pentru unii, clar, este ceva nou. O nouă dragoste îți dă târcoale sau ți-a dat târcoale, ceea ce este foarte fain, pentru că aici văd stabilitate, văd că lucrurile se așează frumos pentru tine. Posibil ca în trecutul tău să fi pierdut pe cineva și asta să se fi întâmplat pentru că Universul își dorește ceva mai bun pentru tine, pentru că tu meriți ceva mai bun. Iar aici, spre sfârșitul lunii, februarie, văd că te plictisești sau că ți este foarte dor de cineva. E un oarecare blocaj aici, pentru că în treiul de bâte tu stai și aștepți, nu faci mare lucru. Îți faci planuri, îți faci bagajul în unele cazuri, te gândești cum ai putea să faci ca lucrurile pentru tine să evolueze, să fie mult mai bune, să ajungi la un 4 de bâte, la fericire. Sau ți-e dor de casă în cazul în care nu ești acasă. Ți-e dor de cineva, ți-e dor de ceva aici. E un dor. E un moment așa de melancolie, de... Hai să vedem între ce și ce jonglezi tu aici în mintea ta. Ok, te aperi. De ce te aperi? Și regina de bâte. Ai momente când parcă ești obosită. Tot regina de bâte, ești tot tu și aici. Și ce avem aici? Lumea și eremitul. Cineva de la distanță, poate cineva din fecioară, dar nu neapărat. Eremitul, de obicei, da, este o persoană foarte analitică, mai singuratică, așa, mai... Ți-e dor de această persoană, probabil. Uite cât de tare te gândești tu la persoana asta care e undeva la distanță sau cu care tu ai încheiat ceva, pentru că lumea mai arată și o încheiere naturală. Da, în unele cazuri, da, este posibil, da, să fi încheiat o legătură cu cineva și încă să zbântuie gândurile și în februarie acea persoană. Dar în alte cazuri este cineva la distanță și te gândești oare o fi singur, oare are pe altcineva, se pare că acea persoană este singură. Nu prea comunică, e mai mutălău așa, dar, cum să spun, are un pic de magie. Uite aici, vezi tu, este un eremit magic. Eremitul ce înseamnă? Un călugăr aici este o persoană ca un călugăr, da? Care încearcă să-și găsească calea, care încearcă să-și găsească drumul în viață, care este foarte apropiat de spiritualitate și lucruri de genul ăsta. Persoană singuratică, care își petrece timpul mai mult singur, dar aici cu magicianul se pare că persoana asta are o oarecare magie. Are o magie, are ceva aparte. E mai zurliu, așa. Bun. Hai să vedem mai departe, tu, dragă berbecuță sau berbecuț. Și avem aici luna. Ești un pic confuză. Nu prea știi lucruri despre această persoană. Da, februarie pentru tine s-ar putea să fie așa o lună în care lucrurile să devină un pic confuze. Te gândești dacă turnul ăsta a căzut sau n-a căzut. E întors aici pentru tine din câte observ și cu luna. Clar că nu știi anumite lucruri, poate că nu poți să intri în contact cu cineva, poate că nu poți lua legătura cu acea persoană. Ceva în genul ăsta simt la tine. Deci, februarie vine pentru tine cu confuzie deocamdată, pentru că nu știi anumite lucruri și atunci te tot gândești, măi, ce s-a întâmplat? Sau, da? Și regina de spade mi-arată mie că tu devii un pic așa cam tai și spânzuri, știi, ceva în genul ăsta. Devii un pic mai aspră.
Devii un pic mai aspră cu cineva pentru că nu-ți oferă toate informațiile pe care tu ți le dorești. Deci avem și o regină de cupe aici. Nu știu dacă toate aceste trei regine, energia ta, sau pur și simplu ești tu regina de bâte înconjurată de alte două femei, alte două energii. Este posibil, da, să ai prietene sau să fii înconjurată de energii feminine, din câte observ, și nebunul aici, te gândești la o nebunie. În cazul în care nu este energia ta, această regină de cupe, este cineva cu care tu vei intra în contact sau vei avea de-a face. O femeie foarte îndrăgostită aici, o femeie care iubește și care este pe punctul să facă o nebunie sau să înceapă ceva nou și tu cred că încerci să o oprești. Și șasele de bâte sau posibil să fie chiar energia ta din dragoste sau din iubire pentru cineva, să iei o decizie drastică, să zic, pentru că aici este un curaj, este un început așa nou care te duce către succes, adică va fi ceva de succes, de victorie. În cazul în care, de exemplu, n-ai mai vorbit cu iubitul tău sau cu iubita ta de, nu știu, 6 luni, nu mai știi nimic de persoana aia, ați rupt-o și rupta a rămas. Și nu ai mai avut curaj să o suni în toată perioada asta, se pare că în februarie îți faci curaj să o suni și vei avea chiar succes, adică va fi de bine. Îți va răspunde, toate vor fi bune și frumoase. Am dat un exemplu. Pentru că ai un moment în care zici, știi ceva, ce-o fi, o fi. Ești susținut aici din câte văd sau susținută de familie, ce s-a întors aici. Puterea iarăși și optul de bâte, da? Puterea de a comunica, de a te mișca, de a face ceva, face o mișcare pe care înainte probabil că nu prea ai fi avut curaj să o faci, dar de data aceasta vei avea curajul să miști ceva, să lupți pentru ceea ce tu îți dorești. Acum e posibil să nu vorbim doar despre relații la voi, mai ales este posibil să vorbim și despre inițierea, de exemplu, a unei afaceri, da? Sau încep ceva nou, ceva unde riști. Și în cazul în care, eu asta văd, acum, na, văd șasele de bâte și nebunul, deci tu o să riști ceva și o să fie de bine, știi? Că ți iese treaba până la urmă. Nu știu ce vrei tu să riști, dar îți iese, indiferent ce vrei să riști aici. Te îndrepți către succes și văd că ai și suportul familiei, ai suportul unui prieten drag sau cineva care ține foarte mult la tine, care ți este alături, poate fi cineva din leu, în unele cazuri, mai văd gemeni pe aici, ca și zodie, sau chiar un alt berbec, în unele cazuri, dar mult accent pe leu. Cam aia e ideea. Hai să facem, nu mai facem de fapt, extragem un sfat pentru tine. Ia să vedem un sfat pentru tine, ce ar trebui tu să faci, indiferent cât de greu ți-ar fi, vezi tu în șaptele ăsta de bâte, asta mi-arată că indiferent cât de greu ți-ar fi, luptă până la capăt, du-te până la capăt, da? Dacă în mintea ta s-a născut o idee sau în mintea ta tu vrei neapărat ceva, nu te împotrivi, nu spune nu se poate, spune eu pot, pentru că o să poți. Chiar dacă uneori este necesar să mai folosești și chestii mai puțin ortodoxe, bine, acum nu exagera, adică cum ar fi o mică minciunică, o mică ceva de genul ăsta. Ia uite, împăratul este chiar energia ta. Da, cam asta e ideea. Știu că nu e ok să dai astfel de sfaturi, dar în situația ta se pare că dacă vrei să învingi, da, trebuie să găsești și căi care sunt mai ocolitoare, să zic așa. Pentru că e destul de greu ceea ce vrei tu să faci și regele de spade, da? Adică folosește-te de un pic așa de parșivitate, știi? Fii un pic parșivă sau fii un pic, da, ascunde anumite lucruri, dacă este necesar să le ascunzi sau ceva de genul ăsta. Șaptele de spade cam asta arată, da? Arată un pic de vitlenie. Fii un pic vicleană sau viclean. Da.
ca să poți ajunge aici unde îți dorești tu, în top. Fii ca un rege de spade. Folosește-te nu de impulsivitate, ci folosește-te de inteligența ta, da? De rațiune, de nu de impulsivitate. Ok? Fii înțeleaptă sau înțelept. Bun, drăguților, cam aia e ideea. Cam atât am avut pentru voi. Aveți grijă, iubiți-vă mult și sper să vă iasă ceea ce vă doriți voi să faceți. V-am pupat, numai bine, ceau, ceau!